Deci cum faci, dai un x în factor comun. X x pe lângă minus 2x plus 5. X pe lângă minus 2x plus 5. Mai mic sau egal decât 0? Mai mic egal decât 0. Cum faci? Mai, e egal cu 0, zici, nu? Da. Egal cu 0, da? Așa? Și dacă dă pe x în factor, cum ce faci? Când la mulțire e 8 și 0? Cât ori cât? Păi da, mai stai pe gânduri. De ce stai pe gânduri? Deci x1 egal cu 0. X1 egal cu 0 și x2 egal cu 5 pe 2. Mergi de aici, din minus 2x. Păi e pe asta, minus 2x plus 5 egal cu 0. Acum rezultă că e quasi gradul 1. Da, și vine minus 2x egal cu minus 5, x egal cu 5 pe 2. X egal cu 5 pe 2. X2 e asta, doar recipro. Și facem repede tabelul de variație semnului. Da. De la minus infinit la plus infinit. Da. La 0 îi dăm valoare 0, la 5 pe 2. La lui 0 îi corespunde 0. Da. Da? Lui 0 îi corespunde 0 și lui 5 pe 2 îi corespunde tot 0. Așa. Dăm un minus 1. Așa, dăm un x din valoarea de, în zona de la minus infinit până la 0. Și deci îi facem mir de minus 1. Da. Egal cu minus 2 ori minus 1 la pătrat. Locuiești pe x cu minus 1. Da, da. Minus 2 plus minus 5, adică minus, adică 3. Deci cât vine? 3. Deci vine minus 2, minus 2, ori minus 1 la pătrat, adică plus 5 ori minus 1. Și egal mai departe cu? Minus 2. Minus 2, da. Minus 5. Minus 5, mai e fost mine, măi. Dar de ce nu crezi concret? Mă lași pe mine, nu mai să-l crezi. Comentar și să dat minus 7. Ce fel de număr este? Negativ. Deci egal cu minus 7, care e un număr negativ. Negativ. Deci în dreptul lui minus 1, imaginea este minus 7. Și atunci, ce să pui tu peste tot în zona asta, de la minus e până la 0? Minus. Minus tot timpul. Ai ajuns la asta, după care pui plus. Plus și minus. Și minus. Și dacă mai mic ca 0, vine minus 2x pătrat plus 5x. Minus 2x pătrat plus 5x e mai mic egal decât 0, dacă și nu mai dacă. Dacă x aparține intervalului de la minus infinit la minus infinit la minus 1 închis, da, reunit cu 5 pe 2 5 pe 2, da, plus infinit. Închis 5 pe 2 plus infinit, închis, da? Da. Și cu asta am răspuns la inecuația asta. Dar dacă ai de rezolvat un sistem de inecuații, hai să zicem că ai de rezolvat așa. Minus 7x pătrat plus 3x mai mic egal ca 0 și 2 să spunem 25 4x pătrat minus 9 mai mare ca 0. 4x pătrat minus 9 mai mare ca 0. Cum rezolvăm sistemul ăsta de inecuații? Păi le luăm de inecuații. Deci, luăm pe prima, o ducem până la capăt, până găsim mulțimea de adevăr, da, și scriem ce o să găsim în dreptul ei. Până pe a doua și găsim mulțimea de adevăr și, în final, intersectăm mulțimile. Trebuie să găsim zona și la prima și la a doua. Deci aici va fi echivalent x aparține și o să vedem cui. La fel aici x aparține și o să vedem cui.
Și cele două mulțimi, două intervale, trebuie să le intersecta. Da? Hai să vedem, concret. Încep. Minus 7x pătrat plus 3x, mai mic al 0, echivalent cu, dăm un x în factor și vine x pe lângă minus 7x plus 3. X1 egal cu 0 și x2 egal cu minus 7x plus 3 egal cu 0, minus 7x egal cu minus 3, x egal cu 3 pe 7. Deci la prima rădăcinile sunt x1 egal cu 0, deci x1 egal cu 0, 0 și x2 egal cu 2 egal cu 3 pe 7. 3 pe 7. Dreptul său 0 și 0. Da. Dăm un minus 1, să zicem. F de facem F de minus 1. Deci luăm f de minus 1, altfel e vorba de circuit stabil unui semn, îl punem aici, ca să nu, minus 7x pătrat plus 3x, da? E stabil unui semn. Da. Și... deci f de x este cine? F de x este expresia asta, minus 7x pătrat plus 3x, da? Și atunci facem, hai să zicem f1, da? F1 în sensul că avem două expresii. F1, da? F1 de x egal așa. Atunci, F1 de minus 1 egal cu, vorbește? Minus 7, minus 3, minus 10. Minus 7, oricine? Ori minus 1 la pătrat. Așa scrie, minus 1 la pătrat. Plus 3 ori minus 1. Plus 3, plus 3 ori minus 1. Știi că mai departe, zici tu? 10. Minus 7, minus 3, minus 10. Deci așa, în dreptul lui minus 1, ce fel de număr este? Negativ. Negativ. Deci va fi negativ pe aici. Minus și va trebui de... plus și pe urmă? Minus. Minus. Cum se vrea în ecuația asta? De mică ca 0. Adică unde? Deci x aparține de la minus 1, ăla e minus infinit până la 1. Minus infinit până la? Până la? Minus 1. Păi de ce? În dreptul minus 1 a fost 0? A fost cât în dreptul? Negativ. Negativ. Și unii negativ, așa citești, unii... toată zona, minus infinit, la 0. Zero. Da. Păi așa tu citești, toate... deci eu opri la x și de la minus 1. Deci la minus infinit, la 0. Da. Și la... închis. Da. Și la... deci la... reunit cu 3 pe 7. Reunit cu 3 pe 7. Închis 3 pe 7, că și egal. Da. La plus... infinit. Deci x și vin la minus și vin la 0, reunim cu 3 pe 7 plus infinit. Cealaltă, 4x pătrat minus 9 mai mare ca 0. Minus 4x. Atașăm ecuația iarăși. Deci egal 1 cu 0, egal la tot? Minus 4x pătrat minus 9 egal cu 0. Deci nu e minus 4. Ai 4. 4. 4x pătrat minus 9 egal cu 0. 0. Și facem delta. Păi de ce să facem delta? Că e particulară. Nu există AB și C. Păi. Că pierzi timpul, mult mai mult. Și există și riscul să greșești. Numai la aceea faci cu delta, nu există AB și C, toți. Echivalent cu... 4x pătrat egal cu 9. 4x pătrat egal cu 9. Care e ecuație de gradul întâi. Da. De unde rezultă că x pătrat egal cu cine aici? X pătrat egal cu 9 pe 4. 9 pe 4. Și de aici rezultă că... cine este... x-ul, dacă la pătrat e 9 pe 4. Egal cu 3 pe 2. Numai 3 pe 2?
plus minus 3. Păi totdeauna trebuie să ai grijă. Și ăla e negativ, când minusul la pătrat face plus. Deci de aici rezultă că x1 2 e egal cu plus minus 3 pe 2. Putem face chiar în același tabel. Deci în același tabel putem face, ca să mai facem încă un altă. Tu l-ai făcut fel de da. Eu am să-l las același tabel. Și acum, e vorba de... Minus 3 pe 2. Le trec pe cele două valori, minus 3 pe 2 și 3 pe 2. Unde îl trec pe minus 3 pe 2? În partea stângă, da? Deci este egal la 0. Minus 3 pe 2 și respectiv 3 pe 2. 3 pe 2 îl trec cu Alin față sau după? După 0, e pozitiv. E pozitiv, dar mă întreb față de 3 pe 7. E bine, pare mai mult. Păi asta e, deci revedem 3 pe 7, 1 și cealaltă e 3 pe 2. Da? 3 pe 2, 1 pe 5. Iar 3 pe 7? E mai mică, deci... Mai în dreapta, după 3 pe 7, da? Ai pe aici, îl punem pe 3 pe 2. Bun. În dreptul lor, 0. Uite, pun 0 și 0. Da. Dreptul lor 0 și 0. Și dau de 0, le facem de 0. Cu x la bine semnul, ca să văd, să fie clar, lui 4x pătrat minus 9. Lui stabilesc semnul, da? 4x pătrat minus 9. Și dăm pe un x din zona care cel mai bine îmi place 0, care este între minus 3 pe 2 și 3 pe 2. Da, 0. Și faci f de 0? F de 0, minus 9. Face minus 9. Și atunci și pe aici o spun minus. Și pe în afară plus. Da? Și acum să răspundem și la cea de-a doua. Cum ne interesa 4x pătrat minus 9? Mai mare ca 0. Unde vezi tu? Te uiți la 4x pătrat minus 9 și urmărești unii cu plus. De la plus infinit la minus 3 pe 2. Da. Și de la? 3 pe 2 la plus infinit. Deci răspunde, x aparține de la minus infinit. Infinit la minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Reunit cu 3 pe 2 plus infinit. 3 pe 2 plus infinit, dar fără egal. Adică fără interval închis, că nu se iau capetele. Da? Minus infinit minus 3 pe 2, reunit cu 3 pe 2 plus infinit. Ei bine, îndată, luăm pe axa reală acum, deci luăm pe dreapta, cele două mulțimi. Deci reprezentăm pe minus infinit 0, și 3 pe 7 plus infinit, apoi minus infinit minus 3 pe 2 și 3 pe 2 plus infinit. Dar noi avem ordinea numerelor pe axă. Deci aici e minus infinit. Da? Minus infinit. Apoi minus 3 pe 2. De-aia spuneam să îi treci deodată în aceeași tabel, că îți vine mai ușor acum să îi citești. Minus 3 pe 2. 0. 3 pe 7. Și 3 pe 2. Și plus infinit. Deci pe o axă am pus exact zona asta a succesiunii intervalelor lui X, da? Și ce spune primul interval? De la minus infinit până la 0, reune cu 3 pe 7 plus infinit. Deci la minus infinit la 0, uite așa în remarcă, minus infinit la 0, reune cu 3 pe 7 plus infinit. Și cea de-a doua spune minus infinit la minus 3 pe 2, uite așa, reunit cu 3 pe 2 la plus infinit. Unde vedem două linii suprapuse? Că-s două, vezi, aici avem două mulțime, adică să fie și prima mulțumită și să fie și a doua. La minus 3 pe 2 și 3 pe 2. Unde sunt două linii, așa, două linii aici? De la minus 3 pe 2 la 3 pe 2 vedem două linii suprapuse. De la minus infinit la minus 3 pe 2. Da. Și de la 3 pe 2 la plus infinit. Sigur că acolo vedem două linii, pentru ca să mulțumim și pe una și pe cealaltă. X comun. Da. Deci răspunsul corect pentru sistemul ăsta, deci pentru asta, acolo, rezultă că X aparține de la minus infinit la minus 3 pe 2. Pentru x aparține la minus 3 pe 2.
La 3 pe 2 ne uităm cum era deschis, deschis spunem și noi. Reunit cu? Reunit cu 3 pe 2. 3 pe 2 plus infinit. Da, ăsta este răspunsul la sistemul de inecuații. Deci răspunsul pe care l-avem, sau l-am căutat, acesta este. Ei, să știi că dacă luăm un x din zona asta, de la minus infinit la minus 3 pe 2, sau de la 3 pe 2 încolo, și îl înlocuim aici, ambele sunt mulțumite. Hai să luăm un x de acolo. Dăm un x de la minus infinit la minus 3 pe 2. Minus infinit la 3 pe 2. La minus 3 pe 2. Da. Deci un x de aici. Minus 1. Minus 1 e dincolo. Asta e minus 1,5. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Deci pentru x egal cu minus 2. Pentru x egal cu minus 2. Sistemul devine. Sistemul devine. Două puncte. Înlocuim x cu minus 2 și avem minus 7 ori minus 2 la a doua. Deci minus 7 ori minus 2 la a doua plus 3 ori minus 2. Plus 3 ori minus 2 egal cu minus 14. Face minus 7 ori 4. Da? Minus 2 la a doua face 4. Ori 4. Minus 6. Și egal cu minus 14. 7 ori 4, 28. Da? Minus 21. Și minus 6. Adică minus 32. Minus 32. Ca e un număr negativ, nu? Nu, 34. Minus 34, da? 34. Dă un număr negativ. Cum trebuia să fie? Ce fel de număr trebuia să fie? Pentru prima inecuație. Negativă. Uite, a fost cu minus, da? Să înlocuim și în a doua. 4 ori minus 2 la pătrat minus 9. Și egal cu? Minus 2 la pătrat face 4. 4 ori 4, 16, minus 9, și egal cu? 7. 16 minus 9 face 7. Ce fel de număr este 7? Mai mare ca 0. Cum trebuia să fie a doua? Mai mare ca 0. Deci am luat un x din zona de la minus infinit la minus. Și amândouă sunt mulțumite. Amândouă, da? Dacă e un alt x din zona asta, tot așa se va întâmpla. Amândouă. Hai să luăm un x acum din zona cealaltă, să vedem dacă e bine. De la 3 pe 2 încolo. Ce x să luăm de la 3 pe 2 încolo? 2. 2. Deci pentru x egal cu 2. Echivalent cu minus 7 ori 2. Pentru x egal cu 2 se întâmplă că avem acolo minus 7 ori 2 la a doua. Minus 7 ori 2 la a doua. Plus 3 ori 2. Plus 3 ori 2. Și vine minus 28 plus face minus 28 plus 6 plus 6 egal cu minus 22. Minus 28 plus 6 egal cu minus 22. Minus 22. Și minus 22 este mai mic. Mai mic ca 0. E bine așa, da? Să luăm și cealaltă. 4 ori. 4 ori 2 la a doua. Așa, plus? Plus? 3 ori. Nu, minus 9. Minus 9. Minus 9, da. Și egal cu 4 ori 16 minus 9 egal cu 7. Deci e 1. Face 4 ori 16, cât face? 4. 4 ori 16 este aici, nu? Nu, e 2 la 2. Da, corect. E 16 minus 9. Și face? 7. 7. Deci e mai mare ca 0. Mai mare ca 0. Deci bun. A făcut o treabă bună. Pe noi ne-a interesat toți acei x pentru care și prima și cea de-a doua să fie mulțumită. Da? Deci interesa mulțumea de adevăr care să facă pe să le mulțumească pe amândouă inecuațiile. Și pe prima și pe cealaltă. Și am constatat că mulțimea aceea este minus infinit minus 3 pe 2 reunit cu 3 pe 2 plus infinit. Deci cum se rezolvă sisteme de inecuații? Fiecare în parte îi găsește răspunsul
pentru fiecare parte, găsim mulțimea de adevăr pentru fiecare parte, pe o axă, pe o dreaptă, avem oglinda succesiunii numerelor pe axă și marcăm, pentru prima, minus infinit 0 cu 3 pe 7 plus infinit. Pentru a doua, minus infinit minus 3 pe 2 rămâne cu 3 pe 2 plus infinit. Și vedem unde sunt două linii suprapuse. Și aceea este zona care satisface și pe prima și pe cea de-a doua inecuație, da? Dacă ar fi fost trei, dacă ar fi fost un sistem de trei inecuații. Le făceam pe toate. Le făceam pe toate, găsim mulțimea de adevăr pentru toate. Aveam, de aceea o să punem totdeauna într-un același interval, ca să vină succesiunea numelor bine făcute. Și acum, la... oglinda și cele trei ar fi fost. Da. Suprapunerea de trei linii. Trei linii. Da? Asta ne-ar fi interesat. Și atunci am spus, uite, asta e zona care ne trebuia. Și că dacă facem proba și luăm de X de acolo, toate trei sunt mulțumite. Hai să încercăm unul de trei. Da? Ca să fie clar. Vezi, am făcut progres ușor, ușor. Deci ce am făcut mai întâi? Ne-am frământat să găsim, să înțelegem ce e aia funcție. Pentru că rezolvarea în ecuație înseamnă să afli semnul Y-urilor care apar în urma corespondenței respective, după legea aceea. Da. Deci am înțeles ce înseamnă noțiunea de funcție și ne-am dus la inecuații, unde avem și ecuațiile prinse, că noi atașăm ecuația acolo, nu? Și găsim acele valori pentru care se întâmplă chestia aceea. După care întocmim tabelul de valori, am vrut să vedem ce înseamnă întocmirea tabelului de valori. De fapt, ne interesează Y-ii pe care obținem de un anumit semn. Ori pozitiv, depinde cu vrea în ecuație, ori negativ. Și iată, nu? Niște lucruri foarte, foarte importante rezolvate astăzi. Așa că, prietenii noștri care au luat pe selecția asta, trebuie să te sune și să spune, Cosmine, da, cine este sunet? Cine știe numărul pe telefon? Mai colegi de la clasă, cei care se uită, dar nu sunt atât de interesați în perioada asta să uite cineva. Da. Așa. Cert este că le-am făcut o lecție spectaculoasă. Aceea în care am lămurit noțiunea de funcții și cum să rezolvi inecuații și ecuații. Nu, mai clar, inecuații. Cum să rezolvi inecuațiile. Pentru că în drumul rezolvării inecuații trecem pe la ecuație, că atașăm ecuația. Rezolv și tip. Și modele de tipuri de ecuație, adică ecuații de gradul 2 particulare, când lipsește B-ul, când lipsește C-ul, când sunt toți trei coeficienții, n-ai ce face, trebuie să faci cu delta. De asemenea, am văzut când se trec rădăcine, că nu se trec, adică dacă sunt reale, le trecem, dacă sunt cu I, nu le trecem, când delta e negativ, nu le trecem. Și foarte, foarte multe lucruri importante care scapă copiilor, nu? Tu ești convins de chestia asta, că se fac niște lucruri mecanic, da? Fără să înțelegem rostul lor. Și sigur că atunci când reții niște pași pe care îi parcurgi și nu înțelegi de unde vii și de ce trebuie să faci asta, există riscul să și uiți pașii aceia. Și ești uneori blocat, nu știi ce să faci acolo, te uiți. De aceea lecția, spun, este una deosebit de importantă pentru clasa, pentru ce clasă? Pentru clasa a noua. A noua. De la a noua încolo. Da, da. Hai să spunem, și pentru a 11-a, și pentru a 12-a, e interesant. Da. Pentru că aceste goluri le putem acoperi. Deci clasa, lecția de astăzi, funcții, inecuații, sisteme de inecuații, clasele, trebuie să spun așa, clasa de la a 9-a la a 12-a. Foarte mulți au ce învăța de aici. Este o lecție, repet, cu un nivel de stabilitate a tuturor, spre toți liceenii țării. Și numai din țară. Și din exterior. Da. Vorbitoare de limbă română de oriunde s-ar afla ei. Pentru că Cosmine spune un lucru. Am fost deseori sunat și din exterior. Deci m-a sunat cineva din Chicago la un moment dat. Da? Deci era dimineață la noi și era pe un jur de ora 8, 9, așa, mă duceam, mă pregăteam să plec la treabă, la stupină.
Și mă sunate, zic, domn profesor, era cineva vorbitor din limba română. Domn profesor, știți, vă mai rug, eu v-am mai deranjat. Am luat toate volumele. Toate cele 18 volume de matematică am luat. Din America, da, cum ajunsesele? Sigur, erau de cineva din Moldova, parcă din țară, din Botoșani, de când era familia aceea stabilită în America, cu copii, da, cu tot. Și a luat legătura cu persoana, cu mama, sora, cine a fost din, de aici, din România, au cumpărat cele 18 volume de matematică și m-au și sunat. Mă rog, mi-am spus cum se facă în perioada aceea când și-au procurat pe volumele. Ei bine, au luat volumele. Acum, fata era în clasa 10-a, anul trecut, deci în clasa 11-a acum, și avea o problemă de rezolvat. Zice, în America, acum, pentru mâine, fata mea are un test de dat și nu știe să factorizeze fracțiile. Eu acum mă întrebam, băi, ce vrea să spună? Deci mama era cea interesată. Deci este extraordinar. Părinții, ca peste tot, și în țară la noi, o mare parte din părinți, sunt foarte tare interesați, sunt în stare să-și rupă de la gură, cum se spune, pentru copilul, ca să-l poată ajuta. El știe un lucru. Acum trebuie ajutat copilul. Că mai târziu n-ai ce face. Așa da. Și îmi spune, domn profesor, cum să fac factorizarea? Doamnă, uitați, eu mă pregătesc să plec, dar vă rog frumos, chiar dacă ați plecat spre Stupină, unde știu că ajungeți, vă rog să mă întoarceți înapoi. Ei, nu, chiar așa, n-am apucat să ies pe ușă, dar uite că aveam tabla acasă, tabla asta. Las acum așa, mă pun, deschid camera și filmăm lecția. Și o să găsești lecția aceea filmată, este pusă pe internet, cu femeia, da, cu fica ei, că între timp a venit fica la telefon, și i-a spus, spune-mi ce vrei, hai să văd ce vrei să faci tu, ca să înțeleg. Că mama este chiar disperată, i-a învățat limbajul, nu știe să facă factorizarea unei fracții. Asta este tot, mamă, dacă nu știu, n-am înțeles la clasă. Să știi că problema e peste tot, oriunde în lume. Profesor vine, își fac treaba, adică pun pe tablă acolo, înțeles sau înțeles, e treaba ta dacă e înțeles sau nu. El își vede mai departe de lucru, fără să fie frământat dacă se face înțeles. De aceea lecțiile mele sunt căutate peste tot în lume. Deci ăsta este motivul foarte clar. Ei, de vorbitori din limba română. Dar eu visez ca aceste lecții să fie subtitrate în engleză, în germană, în franceză și să facem binele acesta tuturor celor care au așa o mare problemă în momentul de față. Sper să ajung, mă ajut Dumnezeu să fie sănătos, să fac treaba asta. Pentru că lecția asta de astăzi făcută, crede-mă, Cosmini, ți-o spun cu toată convingerea. Aceasta este o lecție absolut necesară tuturor, oriunde s-ar afla ei, în nevoia de a înțelege și a ști cum să rezolvă așa ceva. Așa că, deci, funcții, inecuații, sisteme de inecuații, se adresează tuturor elevilor de clasa a 9-a până la 12-a, indiferent unde sunt ei pe Pământ în momentul de față, pe planeta asta. Deci atât de important. Numai că nu toți pricep limba română. Și eu nu știu o altă limbă. Bine ar fi să știu eu limba franceză și engleză și așa mai departe. Da, din păcate nu știu. Apropo de treaba asta, eram în... când fica mea m-a dus anul trecut în Seattle pentru a mă urca în avion. Și fiindcă nu mă pricepeam pe acolo prin aerogara aceea, amerțeam ca să pot să ajungi, eu spus la trecere acolo că dacă sunt de acord, îți face, mă rog, verificarea aceea la sânge, nu să te urci în avion așa oricum. Și-a spus că nu vorbește limba engleză și atunci e o problemă. Și-a spus, bine, hai, eu dau drum. Și acum ajunsesem chiar în sala de așteptare, unde trebuia să ne îmbarcăm. Da, cu vreo jumătate de oră mai în față.
supraviețesc chestia asta, cu mine lângă mine un... S-a sezat așa, aș de o bancă, dar acolo și lângă mine un cetățean de culoare, un negru. Alb, negru, nu cum zicem noi. Și acum, el încearcă să mă întrebe de unde sunt. Și încearcă să intre cu mine în discuție. Îi zic că nu speak English, nu știu să vorbesc engleză. Și eu ziceam, ei, și totuși mai insist el din ce țară sunt. Și zic, Rumenian. Ah, Rumenian. Să un pic. Hagi. Da. Nadia Comăneci. Da. M-am bucurat. Dar zic, prof online. El strige de unde prof online, ce e cu asta? Și spun, tastează, bate acum, scot telefonul repede, prof online. Când apăsat și-a apărut link-ul și am apărut eu pe prima pagină acolo, așa, s-a uitat. S-a uitat așa de două ori și la ceea ce apare acolo, mă rog, cu poza mea și cu ce este acolo pe prima pagină, dacă intrați, să știi, așa, cu apicultură și matematică. Îți dai seama cum la tablă, știi, că sunt profesor, dă un filmulesc pe acolo și deodată vă se ridică în picioare și mă felicită. Teacher! Yes! Așa, între timp vine și fica mea și intră în dialog, îi explică ce și cum, ce fac eu. Și m-am uitat cu cât de respect îndată mă privea, de parcă privea pe un extraterestru. Deci el acum, de unde se afla lângă un om obișnuit, nu? Deodată a sesizat chestia asta și a spus, nu se poate așa ceva, sta lângă persoana asta. Așa are Dumnezeu să se întâmple cu mine și să fac lucrurile și astea. Așa că mă întorc înapoi, am promis că facem un sistem de 3, da? Deci să se rezolve sistemul de inecuații. Minus 7x pătrat plus 3x mai mic ca 0. X pătrat minus, hai să zicem, 9x pătrat minus 49 mai mare egal de 0. Și minus x pătrat plus 3x minus 2 mai mic ca 0. Să rezolvăm acest sistem de 3 inecuații. Te rog să mă ajuți. Haideți să pornim la treabă și să sperăm că și reușim. Minus 7x plus 3x egal cu 0. Așa. Echivalent cu dăm un x în factor comun, x pe lângă minus 7x plus 3, rezultă x1 egal cu 0 și x2 egal cu minus 7x. Deci minus 7x pătrat plus 3x egal cu 0, x pe lângă minus 7x plus 3 egal cu 0, de unde x1 egal cu 0, și x2 egal cu 7x plus 3 egal cu 0, minus 7x egal cu minus 3, x egal cu 3 pe 7. Cu 3 pe 7, de acord. O să facem tabelul de variație asemănă în partea asta. Zicem x de la minus infinit la plus infinit. Avem minus 7x pătrat plus 3x. Minus 7x pătrat plus 3x. Luăm valorile 0, îi corespunde 0, 3 pe 7 corespunde 0. Da. Dăm un F, facem F de 1, între 0 și 3 pe 7, ca să vedem. Deci, facem, cum ai zis? F de 1. Așa, deci F de 1, că aici și 1, nu? Da. Aici este 1, are? Da. Păi 3 pe 7 e... Cam cât îi trebuie așa? Noi 0, 0, 0. Așa? Da, deci. Păi de minus 1. Minus 1, din zona asta, că nu e obligatoriu. Deci minus 1. Deci pentru x egal cu minus 1, x egal cu minus 1, rezultă f de, f1 de minus 1, egal cu minus 7 ori minus 1 la pătrat, ori 1. Păi minus 7
minus, sau plus 3 ori minus 1, cât minus face? 10. Minus 3 egal cu minus 10. Așadar, aici este minus, nu? Minus. Că ți-a dat minus 10, da? Da minus, pe urmă plus, și pe urmă minus. Nu mai punem minus 1, știi tu ce s-a întâmplat, ca să nu, să nu mai intri în conflict cu ceea ce am gândit mai înainte, da? Da. Că ai văzut ce s-a întâmplat. Te opri la minus 1 pe acolo sau la nu știu cine. Următoarea, 4x sau 9x. 9x pătrat. 9x pătrat minus 49. Luăm de parte. Luăm de parte. 9x pătrat minus 49. Egal cu 0. Cu 0. Rezultă x pătrat egal cu 49 pe 9. Da. Rezultă x egal cu 7 pe 3. Numai una? Plus minus 7 pe 3. Păi da, important, băi, sunt două. Da, plus. Și apoi zici x1, 2. X1, 2. X1, 2 egal cu plus minus 7 pe 9. Deci minus 7 pe 9. Minus 7 pe 9 și respectiv 7 pe 9. După 3 pe 7. Oare după 3 pe 7? Noi, tot 0 și ceva face și asta. Mai mic decât 3 pe 7. Dar cum de-ai stabilit așa? Păi dăm 7 pe 9. Păi 7 pe 9. Păi 7 pe 9. Deci să comparăm 7 pe 9 cu vecina sa 3 pe 7. Că aici nu știm noi. Față de 3 pe 7 și 7 pe 9. Cum se compară două fracții? 7 pe 9 e 0,7. 7 pe 9 e 0,7. Și 3 pe 7 0,4. Dar dacă ar fi o diferență pe la o zecimală de ordinul 4, deci să fii foarte apropiat între ele, când împarți tu așa. Păi la care de zecimală e mai mare. Păi dacă să ajungi la împărțirea aceea, e foarte mult de muncă. Alte idei trebuie. Alte idei să facem să afară același numitor. Ah, același numitor. Exact cum am atins, și aici amplificăm cu cât? Cu 7. Și aici cu 9. Și atunci echivalent, fracțiile așezate una lângă alta, înseamnă așa. 49 pe 7 ori 9, 63. Da, 63. I-am mulțit cu 7 și sus și jos. Și vecina asta este 3 ori 9, 27 pe 63. Și acum se vede că 49 e mai mare decât 27. Și mai mic. Da? 49 e mai mare decât 27. Adică 7 pe 9 este mai mare decât 3 pe 7. Cum? 49 e mai mare decât 27? Bă, da. Adică 7 pe 9 e mai mare decât 3 pe 7. Deci 7 pe 9 trebuie pe aici undeva. Da. 7 pe 9 aici. Așa și minus 7 pe 9 mai am. Da, l-am trecut. L-am trecut de așa. A fost mult mai ușor. Da. În dreptul lor 0 și 0. Deci în dreptul 0 și 0. Și acum, ce fac? Dăm o valoare. Dăm lui x o valoare 1. Că 1 este partea asta, da? 1. Da. Și iată, f de 1, da? F de f2, care e al doua funcție, f2 de 1, egal cu 9 ori 1. 9 minus 49 egal cu minus 40. Minus 40. Deci, înseamnă că pe aici o să punem minus, minus nu? Da. Că tu așa ai zis și plus. Plus în toată zona asta. Și minus iar. Și minus. Mai vedem o dată, să nu fi greșit. Deci, care sunt rădăcinile? 49 pe 9, care înseamnă 7 pe 3. 7 pe 3, mă! Eu 7 pe 3, eu am greșit. 3 și 7, minus 7 pe 3. Sau 9, de 6 pe 10. Pe 3, da? Da, 7. Și 7 pe 3 este 2 și ceva. 2 și ceva, da. Și atunci ce x să dăm noi în zona asta? E 2, 7 pe 2 și ceva, să-l dăm pe 3. 3, da. Deci dăm pe 3. Și vine... Da? E 2 de 3. 9, 91, minus 49. Deci 9 ori 9 minus 49, adică 81
minus 49 și face un număr mai mare ca 0. 32. Așa, 32, da, egal cu 32. Nu e mai mare ca 0. Adică plus trebuie să punem. Da. Vezi ce prostie făceam. Plus pe aici și minus între. Da? Și plus în partea asta. Dacă dădeam între valorile astea minus 7 pe 3 și 7 pe 3, dădeam pe 0, care să ne convine cel mai bine, că 0 este cuprins între minus 7 pe 3 și 7 pe 3. Și dacă locuim cu 0, vedeam minus 49 și vedeam minus mult mai rapid. Ca să nu greșim, da? Dar bine că ne-am întors înapoi, că nu 7 pe 9, da? 7 pe 3. Bine. Și acum, în sfârșit, mai avem minus x pătrat. Mai avem a treia în ecuații. Minus x pătrat plus 3x minus x pătrat plus 3x minus 2 egal cu mai mic. Mai mic ca 0. Nu egal cu 0. Hai să răspund și la prima. La prima, unde vezi negativ? La prima, minus 7x pătrat plus 3x. De la minus infinit până la minus 7 pe... Nu, de la minus infinit până la 0. Așa, mă, jos aici, de aici citești în sus. Minus infinit la 0. Și de la 3 pe 7 la plus infinit. Deci răspunde, x aparține de la minus infinit la 0. 0. Reunit cu... Minus infinit 0, strict, da. Egalitate, fără egal. Da. Reunit cu 3 pe 7 plus infinit. 3 pe 7 la plus infinit. Și a doua? A doua zice că e mai mare. Da. Deci ar veni de la minus, infinit până la 0. Mai mare. Unde vezi tu cu mai mare? E plus. Deci la minus infinit. La 0. Poate să ai cu... Păi ești, deci asta e zona și urci sus, mă. Așa, da, la minus... minus 7 pe 3. Deci la x aparține de la minus infinit la minus 7 pe 3 cu egalitate. Deci închidem. Da. Reunit. Reunit cu pozitiv de la 7 pe 3 la plus infinit. Deci de la 7 pe 3 la plus infinit. La plus infinit. Vedeți că x aparține. Deci pe linia x-ilor. Pleci de jos și urci la x. Aici și te interesează. Și acum asta la altă. Să vedem cum face. Să-i găsim rădăcinile. Dar mai repede ar fi... ce numere adunate sunt de la 3. Și mulțite se facă 2. Da, da. Păi adunate ar fi 2. 2 și 1. 1. Și 2 ori 1. Și 2 ori 1, da. Deci sunt astea, da? 2 și 1. Deci suma... deci, practic, poți să mulțești cu minusul. Hai să facem așa, ca să vină mai repede, să întreagă toată urma. Deci, vezi, x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0, după mulțire. Da. Și formula, știi, este x pătrat minus sx plus p egal cu 0. X pătrat minus sx plus p egal cu 0. Adică suma este 3, că sunt 3, și p o 2. Da. Și te întreb ce numere adunate să facă 3, deci x1 plus x2 se facă 3 și x1 ori x2 se facă 2. Ce numere adunate se facă 3? 1 și 2. Deci avem că x1 egal cu... deci rezultă că x1 egal cu 1 și x2 egal cu 2. Și cele două valori, 1 și 2, trebuie să le trecem în tabel, să vedem unde. Cele două valori, să le trecem în tabel, să vedem unde. 1 și 2. Mai mic de 3 pe 7. Mai mic decât 3 pe 7? 1. Nu, mai mare. Mai mare. Deci da, aici, da. Da. Oare și după 7 pe 3? Nu. 7, ba da, ba da, 7 pe 3 cât înseamnă 7 pe 3? 2,5. Deci nu, e acolo. Aici este. Da. 1. Dar 2. După 7 pe 3, pentru că e 2,1. Păi... a, nu e, da. Tot aici, da, tot acolo. E 7 pe 3 e mai mare, da? Da. Deci, hai să-l punem un pic mai în dreapta. E 7 pe 3. Ca să avem, ca să avem spațiu.
Și aici minus. Și punem 2-ul aici, acum. Le punem 0-ul. Și punem, cui stabilim semnul lui x? Minus x pătrat. Plus 3x. Plus 3x. Minus 2. Și în dreptul lor venim jos la 1 și la 2. Uite așa cu săgeată și punem 0 și 0. Da? Zero și zero. Și acum căutăm ce căutăm? Îi dăm o valoare. Dăm o valoare. Între 1 și 2 e mai greu. Căutăm pe 0. 0 este aici și dăm valoarea 0. Și dacă mă cuim pe 0 vine minus 2. Minus 2. Deci pe aici e tot timpul minus. Între plus și pe urmă minus. Iată că am răspuns și la cea de-a treia. Hai să răspundem aici. Cum vrea să fie a treia? Mai mică. Ca 0. Unde vezi tu mai mică ca 0? De la minus infinit până la 1. Așa. Reunit cu 0 plus infinit. De ce 0? Pardon, 2 plus infinit. Păi 2, mă, tu... Nu, mă uitam, da. Deci ăsta te trimite spre x-ul de sus. Da? 2 plus infinit. Deci x apare echivalent. Cu x aparține de la minus infinit la minus infinit la 1, închis, reunit cu? Reunit cu 2 plus infinit. Cu 2 plus infinit. Dar e deschis. Deschis pentru că este da? Cu 2 plus infinit. Și iată-ne că am reușit. Acum luăm pe o dreaptă de o parte. Punem numerele astea în ordinea asta, axa x-ilor, deci practic o luăm. Și punem minus infinit, 7 pe 3, 0, 3 pe 7, 1, 1, 2, 2, 7 pe 3 și plus infinit. Și începem. Primul interval. Minus infinit, 0. Adică. Minus infinit 0 de acolo. Așa. Reunit cu? Reunit cu 3 pe 7 plus infinit. Adică la 3 pe 7 acolo. A plus infinit. Apoi. După minus infinit minus 7 pe 3. Adică asta e minus infinit minus 7 pe 3. După și reunit cu 6 pe 3 plus infinit. 7 pe 3 parte. Da. După minus infinit 1. Da, minus infinit 1. Și 2 plus infinit. Da, 2 plus infinit. Și acum ne interesează să vedem zona în care apare cei 3 x. Adică cele 3 intervale. 3 linii suprapuse. Citește unde vezi tu 3 linii suprapuse. Minus infinit 1. De ce minus infinit? M-am dus partea aia. Minus infinit 0. Păi de ce 0? Până la 0 vezi 3 linii așa? Minus infinit minus 7 pe 3. Păi aici vezi 1, 2, 3. Da? Deci x aparține? X aparține intervalului minus infinit și minus 7 pe 3. Minus 7 pe 3. Reunit cu... La 7 pe 3 cum era? La 7 minus infinit minus 7 pe 3 închis. Închis 7 pe 3 reunit cu... 3 linii. 7 pe 3 plus infinit. Asta reunit cu 7 pe 3. Plus 7 pe 3 la plus infinit. Și asta e, asta e răspunsul. După, deci, noi am muncit atâta pentru a ajunge la răspunsul ăsta. Acum, dacă e un x și înlocuiești din toate cele 3, din zona asta, sau din zona cealaltă, toate 3 sunt mulțumite. Da. Îți dă mai mic ca 0, mai mare, sau încoace mai mic ca 0. Deci, iată ce am făcut noi. Funcții, inecuații, sisteme de inecuații. Astea, aceste toate lucrurile le-am făcut astăzi. Nu crezi că ar fi bine să facem sinteza orei? Ne oprim aici, da? Ai obosit și tu, ai obosit și eu. Da, am ținut-o lunga. Cred că trebuie să facem o pauză, dacă nu mai îndrăznim să facem așa. Îi trebuie 10 minute de pauză, că nu o să poate. Să iei lunga 3 ore, încep să vorbesc. 3 ore și mai bine chiar. Îmi vorbești singur de la un loc încolo. Așa da, dragilor, hai să vedem sinteza zilei.
Și am început cu propoziții. Da. Sinteza... Sinteza orei. Orei. A, sinteza zilei de la Gâdearea, nu? Da. Așa. Sinteza orei și aici mergem și luăm ușor. Am început cu propoziții. Bun. Propoziții. Propoziții. După predicate. Da, doi. Predicate. Binare sau... Predicate, unare, binare, da? Unare, binare, da? Și aici am avut punct și virgulă, mulțimea de adevăr, că asta ne interesa. Deci în legătură cu predicat apare mulțimea de adevăr. Da? Mulțimea de... Mulțimea de adevăr. După din asta ne-am legat de funcție. Am ajuns da? La... Deci mulțimea de adevăr pentru un predicat. Pentru un predicat. Din asta am ajuns la funcții. Deci trei. Definirea noțiunii. De funcție. Noțiune de funcție. Într-un mod original, da? Da. Într-un mod original. Mod original. În paranteză, nu există nicăieri definite așa. Da. Deci nici într-un manual, absolut nicăieri, definiția noțiunii de funcție într-un mod original. Și după intervale. Așa. Apoi, 3, 4. Rezolvarea unor inecuații, da? Da. Rezolvarea. Dar aici la noțiunea de funcție, știi la ce am insistat foarte bine. Am zis pretenții de funcție. Da? Pretențiile funcției. Adică cele două pretenții. Pleacă tot. Da? Pleacă tot și nu este voie ca unul în două direcții, da? Nu este voie ca un element să aibă două sau mai multe imagini, da? Da. Să aibă două sau mai multe imagini. Și aici am făcut comparații între definiția dată de clasică și cea în varianta profonării, da? Da. 4. Comparație între definiția profonare și definiția clasică. 5. Rezolvarea inecuațiilor, nu? Da, rezolvarea inecuațiilor. Rezolvarea. Ecuațiilor și inecuațiilor. În inecuații am și ecuații. Da. Deci rezolvarea inecuațiilor. Inecuațiilor de grad 1 și 2. Grad 1 și 2. Redus la stabilirea semnului unei funcții. Da? Redus la stabilirea semnului unei funcții da? Folosind tabelul de valori. Folosind tabelul de valori. Tabelul de valori. Deci, practic, stabilim semnul y-urilor care apar acolo, da? Aici s-a ascuns și rezolvarea ecuațiilor de grad
1, 2, punct și virgulă, ecuații particulare din gradul 2. Da. Da? Ecuații particulare de grad 2. Deci am ascuns chestia asta. 5, 6. Semnul funcției, în practic, acum am început tabelul, nu știu ce, semnul funcției de gradul 1, de gradul 2, de grad 1 și 2, 7, rezolvarea de sisteme de inecuații. Rezolvarea sistemelor de inecuații. Asta este povestea noastră de astăzi. Am și defalcat-o, am și vorbit mai mult despre ea. Cei care sunt curioși trebuie să facă ce? Să parcurgă această lecție. Sperăm să ne trezim interesul a multora dintre ei. Și eu mi-aș dori, dacă s-ar găsi cineva, ca pe lecția asta să o și titreze. Adică să o traducă într-o limbă. Într-o limbă străină. Mare puterea Dumnezeu și să găsesc să fie în engleză. Că spuneam, lecția asta se adresează tuturor celor care au de parcurs perioada de liceu, pentru că această noțiune, noțiunea de funcții, ecuații, inecuații, presupune, de fapt, un lucru care te urmărește toată viața. Când vorbești de matematică, te apropii de matematică, trebuie să înțelegi, să rezolvi așa ceva. La revedere, dragilor, și nu uitați să dați like și share, da? Să-i rugăm tare mult, pentru că avem nevoie de asta și să sperăm că lucrurile vor merge cât de repede într-o direcție bună. La revedere, dragilor!